toate, ai curajul să riști totul? Joacă dublu sau nimic. Jucăm dublu sau nimic în deșteptarea la Europa FM. Hai să vedem dacă dăm banii astăzi, ieri n-am făcut-o. Cosmin din Galați e cu noi, bună dimineața, Cosmin. Salut, Cosmin. Bună dimineața, salut, de la Galați. Salut. Ce salut, face salut. Galațiu? Galațiu încă doarme. Toată țara doarme, cred eu, că e zi liberă astăzi. Da. Sfântul Andrei, la mulți ani tuturor sărbătoriților. La mulți ani, la mulți ani. Cosmin, ești acasă, ești liber azi? Sunt liber, sunt acasă, doar ce m-am trezit. Asta, deci pe tine te-am luat din pată. Da, da. Da, aș întreba nevastă sau mai bine nu. Și nevastă și copil. Ah, păi și atât. Opriți-vă la atât. Strigă la toți. Culați, băi. Deci e băgat în priză, sunt conectați la concurs, te ajută și ei. Câți ani are copilul? 7 ani. Mulți înainte. Are și el o întrebare, să știi că ar putea să-ți răspundă la una dintre întrebări. Perfect. Să știi că pentru noi e foarte frustrant că am schimbat de 2 zile ora concursului și toată lumea doarme. Adică avem senzația că doar voi munciți. Exact, da. Da, și muncim pentru noi, adică ne distrăm. Am avut adesea senzația asta, dar acum devine apăsătoare. Dacă și mâine găsim un concurent adormit. Mâine se trezește toată lumea de vreme pentru e defilare. Sărbătoare. Pentru defilare, păi cum? Pun ceasul la 6, ca să fii înviorat până începe defilarea. Cred că și domn președinte se trezește de vreme mâine, cred. Deci, bun. Practic, azi putem să dăm Rammstein, chestii... Da. Marcu Șulț, numai că dacă încep să se trezească. Mâine la 7 faci ce vrei. Bine, hai să vedem ce facem. Plecarea e de la 200 de euro astăzi, Cosmin. Ai puțin noroc. Da. Poți ajunge până la 1600. În funcție de cum te prezinți, câștigi niște bani în ziua ta liberă. Perfect. Da? Bine, hai să-i dăm bătaie. 6 secunde ca să ne dai un răspuns. Tu trebuie să dai răspunsul. Nu soția, nu copilul de la tine trebuie să se audă. Multă baftă. În regulă. Mulțumesc. 200 de euro. Cosmin, întrebarea de 200 de euro de astăzi este din domeniul actualitate. Auzi? Da, da. Asta. Cosmin, spune-ne cum se numește noua tulpină a coronavirusului provenită din Africa de Sud și care îngrijorează întreaga planetă zilele astea. Imediat. Uh-huh. Omicron. Ce înseamnă imediat? Adică ce stai, care-i treaba? Noi ce trebuie să facem? Să ne oprim. Stai un pic. Imediat, stai puțin. Gata, ia, oprește cronometru. Iua. Omicron, am zis, da? Omicron, da, Omicron, Omicron. Omicron, da. Hai, mă, Cosmine, nu te uiți și tu pe la știri. Mă uit, dar tot îmi vine alt termen asemănător și... Ce-ți venea să spui? Unicorn. Era haios. Dar nu vreau și eu un unicorn. Vă să fii unicorn. Pliete. Cred că e... Da, problema cu omiclonul. Cred că e timp și de varianta unicorn, din nefericire, să sperăm că nu. Dar da, asta cu Omicronul, ai zis-o bine, Cosmin, însă foarte târziu. Expirase de ceva vreme timpul regulamentar de 6 secunde. Așa că asta e. Mâine la ceas de sărbătoare plecăm de la 300 de euro. Cum am zis eu, întrebări legate de ziua națională, cumva. Facem ceva frumos cu ce model de MiG survolează Bucureștiul, le ajută Vlad cu Intel. Ce tip de ciolan, cu ce tip de ciolan trebuie să sărbătorești ziua națională? Mamă, am făcut o ciorbă de ciolan și cu dalea la... fumat. Cu fasole boabe de capul meu. Ha? La 200 de kilograme de fasole boabe, ce cantitate de ulei se pune pentru mâncărică corectă? Nu o să fie chiar așa, dar mâine o să fie o ediție interesantă, dublu sau nimic, cu întrebări legate de ziua națională a României, și deci aveți dita mai... premii de până la 2400 de euro. Frumos de ziua națională. Dar mâine le dăm în lei. Serios? E ziua națională. Noi nu suntem cu euro. La ce curs? Un curs bun. Dublu sau nimic. Cel mai deștept concurs radio revine mâine în deșteptarea la Europa FM. Deștept